zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineau. Bună ziua, ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână. Evenimentele vin peste noi o grămadă, nu? Da, e bine așa. Mai răruț, mai drăguț. Știi? Văd unii că fac în fiecare zi emisiune, știi? Te plitisești de el, bă. Te uiți la Litoral TV, îl vezi pe la toată ziua. Nu zic cum, că se supără ăștia pe mine. Dar parcă nu-i bine așa să vezi aceleași mutre în fiecare zi. Dar mă rog, la Litoral TV e bine să vă uitați în fiecare zi și la Ce frumos e la noi cu Gigi Caleț, dăm când în cât, măcar o dată pe săptămână. Emisiunea se dă miercurea pe la 3, se mai dă și joi dimineața de la 7 la 8, mi se pare, dar o puteți vedea pe YouTube și dacă intrați și pe Facebook, puteți vedea. De ce vă spun chestiunea asta? Când făceam prima dată emisiunea aici, că eu am făcut, când am început Litoral TV, am fost cu ei de la început aici, care mi-a fost drag, de era o televiziune nouă, isteață, Năvodar creștea, ce bine. Și mi-au pus băieții ăștia emisiunile toate pe YouTube. Dar erau așa la început, 10 deschideri, 20 primele. Acum nici nu pun băieții ăștia bine emisiunea pe YouTube și gata, 40 de deschideri, 50, 60, sunt oameni care n-au timp să prindă emisiunea aia exact când se dă, v-am zis, în fiecare miercuri de la 3 la 4 după amiază și joi dimineață de la 7 la 8. Bă, mine nu mă dau ăștia sâmbătă seara, duminică seara sau seara așa când vreți dumneavoastră, numai că ei sunt gașca aici, ei se pupă unul cu altul și se dă unul pe altul, știi? Eu nu sunt în gașca lor, pe mine m-au primit așa, hai să vină și domnul Halens că are pile aici, da. Mă rog, și eu când văd că se uită lumea la emisiune, parcă în gândul meu le fac sâcmă, na, vezi? Puneți-vă voi când vreți voi și miercurea de la 3 la 4, că tot se uită. Există, cum să vă spun, foarte multă lume care se uită la Litoral TV și foarte mulți care se uită la acest Ce frumos e la noi. M-am străduit de la început să-l fac mai generalist așa, mai evenimente internaționale, mai evenimente locale, mai ceva interesant și într-un stil mai plăcut, să nu vă plictisesc. Grija mea mare este să nu vă plictisesc. Da, n-am avut niciodată intenția să mă dezbrac sau să-mi pun un tricou, cum își pune președinte. L-ați văzut pe președinte pe plajă zilele astea? I-a nebunit pe toți. Din... Hai să zic scurta mea experiență politică, deși am condus la nivel de județ 3 campanii electorale, cu rezultate foarte bune și primari și mulți consilieri, am învățat câteva lucruri. Pentru că dacă te apuci să faci ceva cu mai multă lume, e bine să înveți întâi, să capeți puțină experiență și după aceea să ai curajul să-i înveți pe cei din jurul tău. În toate lecțiile de campanie electorală, de transmis mesaje, mai ales când sunt etape de alegeri europarlamentare acum, și de alegeri prezidențiale, că asta e frământă pe toți. Ei se agită acum, politicienii noștri, se agită pentru alegerile europarlamentare din 25 mai, dar ținta lor este când îl vedeți pe domnul Ponta. Domnul Ponta, nu știu dacă știți că este și prim-ministru. Nu știu când are timp să fie prim-ministru, că apare la televizor dimineața, la prânz și joia. Și în fiecare seară de câte 2-3 ori. E, în lecțiile astea de campanie electorală, a apărut președintele cu un tricouaș. Cu un tricouaș, cu o găurică aici, un fel de covrig verde, așa, cu un moț. Un covrig pe tricouaș cu un moț, așa. Și PMP, ce fi să nu PMP, mă rog. Sigur că președintele are voie să îmbrace cu ce vrea el, când vrea el. Dacă stau eu să mă gândesc, ce-o fi căutat președintele nostru pe plaje, era și cu doamna Băsescu, mai era cu câțiva copii pe acolo, nu știu cum îi cheamă, mai era cu o doamnă cu ochelari, parcă a fost pe la învățământ în Constanța, mai era și cu o doamnă blondă renumită și foarte agitată. Mă rog, a făcut și președintele o poză pe plajă la Constanța. Care a fost mesajul? Nu m-am prins. De ce pe plajă? De ce pe nisip? Unii își mai făceau glumele. Te-ți fac mai jos așa că ies din cadru. Mă rog,
Cert e că președintele era cu un covric verde așa pe tricou. Eu cred în declarația dânsului că se poate îmbrăca când vrea dânsul, cum vrea dânsul, pe unde vrea dânsul. Da, faptul că ăștia care vor să-i cânte sfârșitul politic, să-i cânte Prohodul și dă președinte și dă lider politic, fac o eroare uriașă, impardonabilă în lumea politică și a tehnicii de atracție de voturi. Domnul Ponta, care este și șef de partid și care țintește deodată pe toată lumea că dânsul vrea să fie noul președinte, face o mare greșeală. Ne spune domnul Ponta despre domnul președinte că umblă cu un tricou, cu un covric verde pe piept. În toate cărțile de tehnică manipulării și de tehnica obținerii de vot, nu atrage atenția asupra adversarului, pentru că face o mare greșeală. Adversarul, să zicem, în speță domnul Băsescu, a apărut pe plajă, n-am înțeles de ce, nici acum n-am înțeles, ar fi rămas o imagine de pe plajă cu un grup de oameni, cu un tricou, cu un covric verde pe piept și cam atât. Faptul că se agită adversarul, domnul Ponta, și tot zice, ia uite-l pe președinte, se îmbracă cu tricou de la Partidul Mișcarea Populară și nu e bine, face o prostie și un deserviciu găștii dânsului. Atrage atenția asupra adversarului în toate cărțile de tehnică a obținerii voturilor. Chestiunea asta e trecută la așa nu. Nu vorbi despre adversar. Nu atrage atenția. Domnul Băsescu a apărut odată cu un tricou și domnul prim-ministru a vorbit de vreo 100 de ori despre ia uite pe președinte ce face, nu-i bine. Și dacă s-ar fi oprit aici, încă mai înțeleg. Dar în fiecare zi ne spune nouă românilor acum cum o să-l bage dânsul în pușcărie pe actualul președinte. Urâtă chestie. A doua lecție în politică este decât să vorbești urât despre adversarul tău, mai bine vorbește bine despre tine. Mă rog. Știți de ce vă spun chestiunea asta? Pentru că știu că ați observat că în ultima vreme liderii noștri politici apar toată ziua la televizor și în ziare, dând complet la o parte și așa urât pe individul care se cheamă purtător de cuvânt. Vreau să vă spun că purtătorul de cuvânt e inventat de casele mari. Când ai tu prim-ministru sau tu președinte sau tu șef de partid sau tu șef de organizație județeană, dă transmis ceva ziariștilor, oamenilor. Există purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt ne explică nouă ce n-am înțeles noi din ce vroia să zică liderul. Dom'le, dându-l la o parte pe purtătorul de cuvânt, se face o mare gafă. Eu n-aș vrea, de exemplu, să-l văd pe președintele României sau pe primul ministru al României venind toată ziua la televizor și spunându-ne nouă ce au vrut și să zică sau ce au vrut și să facă. Înseamnă că ori ne cred proști, ori ne pot manipula rău de tot. Mare greșeală. Cetățeanul român s-a deșteptat, cetățeanul român s-a prins de prostiile voastre, oricât de mult ați vrea voi să le lămuriți. Uitați-vă și voi la ceilalți lideri. Uitați-vă că pe aici, pe acolo, când ai de transmis ceva, folosești purtătorul de cuvânt. Măcar ai posibilitatea să vii tu un pic mai încolo și să spui a greșit ăla, a greșit purtătorul de cuvânt. Nu e bine, nu așa trebuia. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt e pregătit în facultăți. E meserie, știe cum să facă chestia asta, adică are metodele lui învățate în studii superioare de comunicare cu noi. Nu știu de ce nu mai există purtător de cuvânt al guvernului, nu mai există purtător de cuvânt al parlamentului, nu mai există purtător de cuvânt al instituției prezidențiale, nu mai există purtător de cuvânt al primăriei din Constanța. L-ați văzut vreodată? Știți cine e? Nu mai există purtător de cuvânt. De ce?
Nu știu. Întrebarea e delicată și merită analizată, nu acum într-o emisiune micuță de divertisment, de cultură generală, cum facem noi, dar fiind într-o lună de alegeri europarlamentare, mi-am permis această mică divagație. Liderii noștri ori sunt neputincioși, ori nu-i duce capul, ori vor neapărat să ne arate nouă ce deștepți sunt și cum n-au ei treabă, pentru că dacă ești prim-ministru, ai atâta responsabilitate și ai atâta treabă acolo, că nu înțeleg. Am fost și noi. Ba ingineri, ba șef la bibliotecă, ba la noi în curte, fiecare cetățean al României știe când ai treabă, că ai treabă și nu-ți mai vezi capul de treabă. Toată România se întreabă, băi Nea Ponta, dar chiar toată ziua la televizor, ma tale, când stai pe la guvern, ma tale, când te uiți în hârtiile alea, că sunt așa de multe și măcar transmite-ne nouă mesajul la vechi, fă-te Viorele că muncești, ca să fim și noi mai liniștiți. Dacă noi îl vedem pe primul ministru toată ziua la televizor vorbind, n-ați văzut, băi, când vin fetele alea cu microfonul, îi apare așa o bucurie pe el și zic, sunteți gata, sunteți gata? Aia e treabă de purtător de cuvânt, nenea primul ministru. De ce l-ați omorât pe purtătorul de cuvânt? De ce simțiți voi nevoia să vorbiți cu noi? De ce în locul faptelor preferați vorbele? N-am să vă înțeleg. Și acum când sunt momente de astea greuțe, momente importante, mă uitam zilele trecute la televizor, în America, domnul Obama, Casa Albă are purtător de cuvânt? A? L-ați văzut? Deci probabil că și la casele mai mari preferă liderul să vorbească direct cu noi. Probabil. Domnul Obama a făcut așa o masă mare, fac ei de când în când, cu mulți ziariști, cu toți ziariști așa, nu mai aveai loc acolo de mese și de scaune și de flămânzi de ăștia așa să fie acolo cu șeful și a luat și el cuvântul într-o atmosferă plăcută, a glumit ba cu unii, ba cu alții, că zice ce noroc pe mine, zice președintele Obama, că m-am dus eu pe Malaysia ca să mă mai dea CNN-ul și pe mine. Păi zic, și ăsta suferă că nu-l dă ăștia la televizor? Dacă și președintele Americii vrea la televizor, înseamnă că eu, Gigi Haleț, faptul că vin în fiecare săptămână la Ce frumos e la noi, în momentele astea sunt mai tare ca președintele Americii. Eu nu plâng că nu mă dă CNN-ul. Iată, nu mă dă CNN-ul, dar mă dă Litoral TV. A fost o chestie frumoasă, tot Obama și tot atunci, președintele Obama, zice, măi, sunt aia de la televiziunea AMC, MCNC, da, da, și șeful, suntem aici, erau două mese undeva pe la Bacol. O, zice, ce bine, mă, că aveți și voi mai multă lume de față ca să se uite la voi. Apropo de rating, probabil. Păi a glumit cu cineva care era cu el acolo, zice, mă, ăsta anul trecut propunea ca Putin să fie, să ia premiul Nobel pentru pace, zice, și uite ce face acum în Ucraina. La care președintele Obama zice, da, 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 în ultima vreme ăștia au dat premiul Nobel pentru pace la tot felul de ciudați. Deci inclusiv că l-a luat dânsul și nu făcuse nimic pentru pace, dar ăștia i-au dat premiul Nobel pentru pace lui Obama în speranța că o să se bage el așa să fie pace pe pământ. Nu e pace pe pământ și nu e pace pe pământ pentru că bărbații vor să își arate mușchii peste tot. Ați văzut că acum declarațiile, ba să întâlnește Madame Merkel cu domnul Obama. Ați înțeles ce a ieșit în discuția asta? Că s-au zis, bă, gata, se întâlnește cancelarul Germaniei cu președintele Statelor Unite să discute așa despre Rusia, să vezi că îi trage una, știți cumva, despre ce a stat de vorbă și care a fost concluzia? Deci ceva e delicat, iar Franța, ați văzut că nu zice nimic? Deci Franța, o mare putere europeană, nu zice nimic despre ruși. Putin a prins un moment foarte interesant. Face ce vrea, deși știe că ce face e urât, se bazează pe faptul că ăștia n-au reacție sau că au interese foarte mari economice și nu știu cum să sară peste ele, distruge tot viitorul democrației europene și al lumii, pentru că dacă noi toată ziua stăm în ședințe
ci discutăm despre cum să facem lumea mai bună. Vine unul cu pușca și face curățenie. Și ceilalți îi spun, măi, nu-i frumos, măi, lasă pușca aia jos, măi, termină, măi, Putin, mă, că uite, uite, ce o să zică mama ta, ce o să zică vecinii despre tine, apropo, să nu fii vecin cu Rusia, noi o știm bine de tot, dar Franța, ați văzut că nu zice nimic? Păi, ci că Franța vinde două vapoare de-astea cu tehnică deștepte rușilor acum și pe care rușii o să le pună în Marea Neagră. Păi, doamna Franța, rușine, bre, de-aia nu zici mata nimica, că-ți cumpără ăștia două vapoare deștepte, cu bani mulți. Deci, până la urmă, doamna Franța, totu-i pe lovele, nu? Și obrazul, așa? Păi, bre, ce facem cu liberté, egalité, fraternité? Hm? Vă citesc foarte repede relația noastră cu rușii de-a lungul timpului. Așa, în substrat, de ce nu iubim noi pe ruși? Pentru că am fi avut motive în istorie să îi iubim pe ruși. Aici, colo, câteva. Dar alea serioase pentru care nu putem să iubim pe ruși, vi le zic, pe timpul comunismului circula vorba că ar trebui să le declarăm război americanilor. Deci noi, România, în timpul comuniștilor declaram război americanilor, aia veneau aici să ne ocupe și nu mai plecau. Era o glumă, ocazie care scăpam de ruși. În 1812, noi n-aveam război cu Rusia, nu era nimic declarat. Și ei ne-au luat Basarabia. Războiul era între ruși și turci. Dar rușii au considerat că li se potrivește lor o jumătate de Moldovă și au luat așa de la Prut încolo. Ar fi luat și mai mult, dar marile puteri pe vremea interveneau. În 1917 noi eram cu rușii aliați împotriva nemților. Le-am trimis tezaurul acolo să aibă ei grijă de el și nu l-au mai dat. Nici până în ziua de azi. Că a început revoluția din octombrie și s-au sucit. Ei întotdeauna au motive să nu se țină de cuvânt și să ne bat jocorească. Discutăm altă dată unirea principatelor la care Napoleon al III-lea, față de care a trebuit oricând să ne ridicăm pălăria, ne-a ajutat foarte tare, n-aveau de gând nici Austro-Ungaria, nici Franța, nici Anglia, nici Rusia, nici Imperiul Otoman să se unească prăpădiți ăștia de principatele române. URSS n-a recunoscut oficial niciodată această unire. Da? E bine să știți. În 1940 noi nu le-am declarat război rușilor, dar ei ne-au mai luat o dată Basarabia. Pe atunci prietenul lor al URSS-ului, cel mai bun, era unul Hitler. Nu știu dacă vă mai țineți minte de el. URSS era foarte prieten cu Hitler. Și au făcut și un pact Ribbentrop-Molotov, erau cei doi miniștri de externe, hotărând până două semnături soarta a milioane de oameni. Cu această ocazie, Rusia, profitând, a luat și Bucovina de Nord, o regiune care era ruptă de Moldova mai înainte, în 1774, care fusese ocupată de Imperiul Habsburgic. Aia n-a avut niciodată nimic de a face cu Rusia. N-au luat-o, adică, bă, dacă putem să luăm, de ce să nu luăm? Asta a fost politica Rusiei. S-a întors la România în 1918. Regiunea a fost înghițită de ruși pentru o îmbucătură. Și s-a supărat amicul lor Hitler pe chestia asta, pentru că el o vedea pe aia o provincie germană, pentru că venea din Austro-Ungaria, Bucovina de Nord venea din Imperiul Austro-Ungar. Au luat-o rușii și pe aia. După război, frontiera a rămas cum au hotărât Ribbentrop și Molotov. Chiar dacă pe Ribbentrop l-au spânzurat pentru crime împotriva umanității, hârtiuța lor a rămas și ne-a afectat rău de tot. Ocupația rusească mai departe ne aduce nouă comunismul, da? Noi cu speranța că vin americanii. Au venit americanii nu de mult, dar atunci când îi așteptam noi, n-au venit.
românii, în general, nu se numără printre bogații Uniunii Europene. Dar niciodată în istoria lor, românii nu s-au gândit că oarece bogăție ar putea să vină de la Moscova. Pe relația București-Moscova, rușii au luat și românii au dat. Pământ, aur, grâu, petrol, viața lor. Acum, în Uniunea Europeană, de când suntem și noi membri, România, s-au stabilit plecând de aici 2-3 milioane de români, unii spun chiar până în 5. Dar datele oficiale arată că s-au stabilit, încă 2 milioane circulă acolo, dar s-au stabilit în țări ale Uniunii Europene între 2-3 milioane de români, care muncesc din greu și reușesc să se mențină acolo. Să-și dea copiii la școală, să plătească taxe și impozite, să trimită bani și acasă. Dar niciun român nu s-a dus în Rusia. Niciun român n-a vrut să-și lase serviciul lui din Italia, din Spania, din Germania, din Anglia și să se ducă la Moscova. În momentul de față, românii nu sunt dezamăgiți nici de Uniunea Europeană, nici de NATO. Suntem printre cei mai pro-europeni și printre cei mai americanofili din Europa. În momentul de față, România iubește această construcție grea, Uniunea Europeană, și ține încă la americani. Prezența militară americană în România n-a fost niciodată certată sau pusă la îndoială. Criza din Ucraina și anexarea Crimeei acum din nou de către ruși arată câtă dreptate avem în continuare. Românii n-au fost niciodată revizioniști, n-au fost niciodată antiruși, dar știu ce înseamnă prea bine din istorie când te iubește marele urs de la răsărit. Ne-a strâns în brațele câteva ori, de era să ne sufoce. Nu mai vrem, nu ne mai trebuie. Asta e. Vreau să vă spun puțin acum, să nu uitați că pe 25 mai mergem să votăm reprezentanții României în Parlamentul Europei. Și vă rog eu să mergeți la vot pe 25 mai, nu atât pentru că vă place de unul sau de altul, că nu cred că vă place. Nu s-au străduit partidele noastre să pună niște vedete, să pună niște tipi în care noi românii să avem încredere. Am făcut niște liste întâmplătoare bazându-se pe cam cât aveau în sondaje și au zis, bă, noi avem cam 30-35%. Înseamnă că trimitem vreo 12 aici. Putem să o punem și pe mama și pe soacra și pe nevasta acolo. Ăștia care se duc, votează și scoatem noi acolo. Ei, lați, PNL-ul, de exemplu, are o listă în care începe cu 3 cucoane. 3 cucoane, când noi românii știm că în momentul de față noi nu prea votăm cu doamnele. De ce? Nu știu. Dar nu prea votăm. Să ducă liberalii pe primele troc. Deci nu contează cine e pe lista asta. Nu de aceea vă spun eu, mergeți la vot pe 25 mai să votați cu românii pe care îi trimitem noi în Parlamentul Europei de dragul lor. Nu. Eu vă spun, prietenește, cinstit, și să nu vă supărați pe mine. Mergeți de dragul dumneavoastră. Dumneavoastră aveți această posibilitate extraordinară de a merge pe 25 mai să vă puneți votul pentru Parlamentul Europei. N-ați prea avut posibilitatea asta până acum. Și acum, pentru prima dată, votul dumneavoastră este și mai important, pentru că poate determina o anumită structură pentru viitorul Europei. Parlamentul European, dacă e mai de stânga sau mai de dreapta, el, Parlamentul, decide cine va fi viitorul șef al Europei. Până acum îl numeau. Acum trebuie să aibă susținerea Parlamentului Europei. Deci nu poți să pui șeful Comisiei Europene, cum l-au pus pe Barroso, pe nu știu ce gigel, pentru că dacă pe ăsta nu-l ascultă majoritatea din Parlamentul Europei, nu iese. Deci, vă rog eu frumos, pe 25 mai, pentru plăcerea dumneavoastră, pentru onoarea dumneavoastră, pentru bucuria dumneavoastră de a, să nu uitați, numele dumneavoastră este trecut pe un tabel cu ocazia alegerii Parlamentului European. Parlamentul European are acum vreo 751. Ei, ăștia 751 care vor decide câțiva ani de zile de acum soarta Europei,
Iată, de exemplu, dacă următorii șefi ai Europei ar fi în stare să-i liniștească pe ruși, pentru că pe ruși nu-i liniștești cu vorba bună. Pe ruși nu-i liniștești cu exemple de astea. Măi, uite, nu-i frumos, măi, suflă-ți nasul, măi, nu mai te juca cu pușca aia. Na. Pe ruși nu-i liniștești cu chestii de genul ăsta. Dacă în momentul de față și americanii și această Uniune Europeană ar fi pus condiții economice drastice, sunt convins că cetățenii Rusiei nu știu ce face domnul Putin în Ucraina. Da. Din ce am citit eu pe aici, pe acolo, în Vocea Rusiei, no, numai prostii. Citisem zilele trecute în Vocea Rusiei, un dobitoc făcea acolo analiză ceva de genul, băi, dacă nu vă... Românilor. Spunea el României, un dobitoc de la Vocea Rusiei. Voi nici nu știți că există Vocea Rusiei. E un fel de post oficial, știi, al Kremlinului. Bă, zice, în 30 de minute, dacă vrea, Rusia ocupă România. Voi nu mai aveți avioane, mai băi, nea, ce te freacă pe tine grijă, bă, că ne 30 de minute nu. Păi vorba cuiva, ce ne ocupă 30 de minute cu avioane, dar până vin pe șosele noastre plin de gropi, vede capul lor, zice. Da. Nu-i frumos, adică cu ce a supărat noi pe ăștia din Rusia, de ne amenință boala de la Vocea Rusiei că ne ocupă Rusia pe noi în 30 de minute. Astea sunt conversații de state care se respectă între ele. Postul oficial de la Rusia zice, bă, România, băgați-vă mințile în cap, vorbiți-vă mai frumos, că dacă vin peste voi în casă, vă dau foc la mobilă, vă arunc pe geam, zău, mă. Păi și după declarații de astea, eu cum să fac? Să te respect? De frică sau cum? Da? Vă rog eu frumos. Mergeți pe 25 mai și pentru că dacă alegem în Parlamentul Europei reprezentanți serioși și dacă ăștia sunt în stare să pună un șef al Europei cum ne place nouă, să-l vezi pe ăla că iese la televizor, tot asta recunosc și eu, fără purtătorul cuvânt, să iasă el direct să-i spună, băi, nea Putin, ori îți bați mințile în cap, tu nu vezi, bă, că mor oamenii aia pe stradă în Crimea, cu chiar așa vrei? Ucraina e stat. E un stat ca orice stat. Acceptat de toată lumea. Păi ție îți place că sunt pușcă aia pe stradă acolo și sunt oameni în toată firea. Au început să moară, au început să-și dea foc, au început să se împuște, au început să se bată. Ce e acolo? Nu ți-e rușine? Asta vrei tu? Așa vrei tu să faci prietenie între popoare? Păi și eu aș vrea să alegem în Parlamentul Europei oameni serioși care să pună un șef adevărat și care să fie în stare să-i spună, băi, de mâine nu mai cumpărăm gaze de la voi, o să ne fie și nouă foarte greu. Dar voi muriți, bă, de foame. Că aproape 70% din exportul lor e pe gaze și pe energie. Bă, nu mai luăm, mă, și gata. Și ia să te văd. Și nu mai ai voie să circuli în Europa niciun rus. De ce numai șefi? Mă rog, șefii noștri americani și șefii noștri europeni în momentul de față sunt bleguți. Vă mai dau o dată, încă o dată, exemplul ăsta al Franței. Franța nu zice nimic pentru că Toma vinde două mari vapoare echipate cu tehnică militară pentru Marea Neagră. Urât, doamna Franța. În Parlamentul Europei numărul reprezentanților sunt funcție de dimensiunea țării. Germania zice cu 96, e pe locul întâi. Franța cu 74, Italia cu 73, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu 73, Spania cu 54, Polonia cu 51, România cu 32. Suntem iar pe locul 7 ca număr. Deci suntem între primele state, dacă noi suntem între primele 7 state. Haideți să mergem. Să mergem la vot pe 25 mai, încă o dată vă spun, pentru plăcerea dumneavoastră, dar vă respecta numele trecut. Scrie numele dumneavoastră acolo, scrie Haleț Gheorghe, buletin de vot și dumneavoastră votați pe cine vreți. Ca să avem noi România, eventual vă gândiți care ar fi mai de stânga, care ar fi mai de dreapta. Mă uitam ce bălmăjeală de principii și doctrine la noi. Ăștia de stânga,
care reprezintă Partidul Social Democrat, să spunem la noi, marea majoritate a lor sunt oameni de afaceri, ați văzut. Au afaceri, au averi, au fabrici, au hoteluri, au... Când ar fi trebuit să fie amărășteni, bugetari. Șef de partid social ar trebui să fie amărâți, bugetari și asalariați, ca să înțeleagă el cum e să te descurci doar cu 6-8 milioane când ești profesor sau tânăr medic. Și dincoace la liberali, liberalii care ar trebui să fie, sunt angajați la stat. Aproape toți șefii liberali și ăștia de pe Constanța și ăștia de pe listele lor și ăia care au fost la guvern, nu? Nea Antonescu, de exemplu, nu? A fost profesor de istorie, muzeograf. Păi e greu, credeți-mă, e greu să faci politică de liberal și tu să fii lucrat la stat. Adică n-ai scris o factură în viața ta. Am, e așa o blibășeală la noi cu doctrinele astea. Pe ultimele locuri, țări care trimit în Parlamentul European sunt Cipru cu 6 locuri și Luxemburg cu 6. De ce vă zic? Deci primul argument ar fi să mergeți pe 25 mai pentru respectul dumneavoastră, pentru plăcerea dumneavoastră, pentru bucuria dumneavoastră, de a nu lăsa Europa nesprijinită de votul dumneavoastră. Prea multe nu puteți dumneavoastră să faceți, dar măcar o dată la 4 ani să mergeți, să vă respectați numele și să puneți acolo pe numele dumneavoastră. Imaginați-vă că n-am fi fost în Gașeșa, un dobitoc în Anglia zile trecute, mare prăpădit, Falange, un fel de șef de partid ăsta, de nu știu nici dracu cum îl cheamă, foarte supărat că a intrat în Europa România și a intrat Bulgaria, că nu-i bine că ăștia au venit cu chestii urâte, cu violență, nu ți-e rușine, bă, prăpădit, nu știi nici dracu cum te cheamă pe tine, știi tu, bă, că a venit România cu violență? Păi da, mă, că avea ieșit în comunism zăpăcită și românul săracu vrea și el să muncească undeva. Fii tu, bă, băiat deștept și fără așa fel încât faptul că a venit România și faptul că a venit Bulgaria printre țările europene să tu fii mai deștept acolo, că de tu erai născut, te-ai născuse tactul pe marginea unui gard în Londra aia mărâtă plină de... Vai de capul vostru cum arătați acum câțiva ani de zile. Când se bătea Hitler cu voi, când aveați de mâncare. Lasă-mă, mai fi tu grijorat așa că a venit România cu violență. Păi 5.000 de puști, dar ei nu știi, studiază numai în Londra, mă, la facultății superioare. De-aia e bine să mergeți la vot, să nu lăsați câte un dobitor de ăsta să spună, bă, România, cum s-a întâmplat în Elveția, cu și Elveția, știi, mare, mare doamnă, Elveția asta e o doamnă, nu știu dacă știți, ați fost pe ea, nu? Sau măcar ați auzit de ea. Fac ceasuri și brânză, nu știu, lapte, bă. Mare Elveția. Știi că chestia asta că nu cunoști, bă, da, Elveția, sigur că Bulgaria aia, România aia, Elveția, zău, avem noi așa un fel snob de a fi. Îmi spuneți repede un pictor elvețian, îmi spuneți repede un scriitor elvețian, îmi spuneți repede un sculptor elvețian, îmi spuneți repede ceva, ceasul, da, da, am înțeles, ceasul, da, exactitatea nemțească, da, elvețiană. Elveția a hotărât zilele astea că la ei pot veni statele europene cu muncitori, dar în România și în Bulgaria nu. De ce? Nu știu dacă s-ar fi grăbit românii să se ducă să muncească la voi în Elveția, dar numai faptul că o țară europeană, nu departe de noi, zice așa superior. Știți că au ăștia o superioritate așa, nu se știe de unde, doar pentru că l-a născut măsa pe între vaci. Nu știu că acolo e frumoasă Elveția așa, dar pe la hotel vine așa când stai pe iarba și iarba de-aia frumoasă și să balegă aia chiar lângă tine și tu spui, ce frumos. Adică ești în Elveția și ai dat o căruță de bani și să balegă aia lângă tine și spui, bă, ești în Elveția și balega miroase altfel, serios, ai nu mă nebunit de cap, cuvântul tău, Elveția, da? Și face acum o declarație, știi? Românii și bulgarii în continuare nu primesc viză pentru muncă în Elveția. Urât. Urât și, cum să vă spun, nu o luați așa ușor. Am mers în 2000 cu teatrul de balet în Germania, în turneu. Participam și eu, eram șef la Comisia de Cultură și deșteptul ăla din Germania, evreu,
Ne-am să zicem, bă, când veniți cu autobuzul, luați și unul după la cultură, să animez fiu eu în anul ăla, vreo 3 ani am mers la rând, ca să vadă, ca să vadă cum e, ca să vadă că se muncește. Și era și un microbuz cu noi pentru tehnicieri, se duceau cu 2 ore mai devreme. Un microbuzul Neamțului îl conducea un Valentin Ionescu, un balerin de plecase din România și muncea acum în Germania, un alt și frumușel. Acum era șofer la Neamț. Și tâmplarea, avea niște bătături. Vali era unul dintre cei mai frumoși. Este și acum, dar era când era la Teatrul Liric, când eram eu director. Și acum era acolo. Și când s-a nimerit să avem turneul și în Elveția, el nu putea să meargă că n-avea viză de muncă. Și a rămas el acolo și a trimis Neamțul ăla, șoferul, în Puștulică. Puștulică, de-aia târneau pantalone pe jos, se vedea fundul, avea o față, 20 ceva de ani, le era frică ăstora, zice, până aici noi cu ăsta merge, ăsta duce în Elveția pe noi. Vali, care muncea enorm de mult, n-avea voie să meargă în Elveția cu noi la spectacol, pentru că n-avea, el având pașaport de român, Vali și-a păstrat pașaportul de român, deși lucrează în Germania. N-avea viză, că viza trebuia obținută la ambasadă aici și, mă rog, complicat. Uneori sunt la decizii de-astea îngrozitoare, când Elveția spune că românii n-au drept de muncă, sunt și efecte de-astea uneori ciudate. Un mare dirijor sau un mare conferențiar nu poate să treacă ușor în Elveția, ține o conferință acolo, conferință acolo, și când se ajunge în Elveția, spune la ce, sorry, n-aveți voie că n-aveți drept de muncă. Deci nu vă gândiți numai la că să ducă ăștia să muncească, să strângă gunoi. Sunt români care muncesc la chestii deștepte și Elveția jignitor îi spune, ești român? Căh! E, pentru exemple de astea, care nu sunt frumoase și nu sunt serioase, vă rog eu frumos, mergeți pe 25 mai la vot pentru plăcerea dumneavoastră, pentru bucuria dumneavoastră de a fi român pe listele de vot pentru alegerile europarlamentare. Haideți să vă înveselesc, să nu vă necășesc așa de tare. S-au făcut... Vă citesc un studiu foarte frumos despre femei și bărbați. O jumătate de pagină, dar foarte frumos. Ci că femeile au o tendință mai ridicată de a spune, te iubesc, dragul meu, ce mult te iubesc eu pe tine, ele nefiind îndrăgostite. Ajunge în capul lor acest te iubesc ca și cum, mi-e foame, dragule, tu mă și pe mine în oraș, mâncăm și noi o pizza, hai că te iubesc. Există probabilitatea mai mare ca bărbații să spună primii, te iubesc, mami, eu pe tine te iubesc. Potrivit unui sondaj făcut la specialiștii din Marea Britanie. 1800 de cupluri au fost în sondajul ăsta. O treime dintre femei au spus partenerului că îl iubesc chiar și atunci când ele nu credeau acest lucru, nici nu se gândeau la așa ceva. Deci una din trei zice aiurea și degeaba te iubesc. Ce dacă se iubească la tine, bă, când ești nespălat, puturos și tu nu o scoți în oraș pe ea când vrea ea la pizza. Spre deosebire de femei, doar o cincime, deci unul din cinci din bărbați, spune te iubesc, fără să se gândească la chestia asta, fără să fie convinși. Atât bărbații cât și femeile care au participat la sondaj au spus te iubesc, fără să fie sinceri. Au simțit că răspunsul ăsta era mai potrivit în situație și partenera aștepta acea, mami, tu nu mi-ai spus niciodată mie te iubesc, mami, dar te iubesc foarte tare, ce mâncăm astăzi? Mâncăm ceva? Vai, dar tu nu mi-ai spus mie niciodată te iubesc, n-au auzit, bă, că te iubesc, dar nu mai pot de foame, dă ceva să mănânc aici, pe cuvântul meu, dă tu mie să mănânc, să vezi ce te iubește mami pe tine, vai, de-a mine, dar cum să nu te iubesc, mami, dar pe cine iubesc eu dacă pe tine? Deși persoana care spune te iubesc pentru prima oară poate părea mai romantică și mai îndrăzneață, cum să spune femeie, pentru prima dată te iubesc, mami, ce frumos mergi tu așa, privire ai tu, eu te iubesc foarte mult pe tine. Îți dai seama că prima dată e greu? Gestul prezintă riscul, expune-i la o situație stânjenitoare, dacă sentimentele
nu sunt împărtășite. Și până afli că sentimentul e comun, reciproc și împărtășit, uiți să mai spui te iubesc, pentru că ți-e foame, pentru că ești obosit, aia se supără, începe să plângă, o sună pe ăsta, mami, mami, ăsta nu-mi spune te iubesc. Băi, a terminat, nu aveți altă treabă de făcut. Femeile au fost mai sincere în acest caz, 59% dintre ele afirmând că nu au spus te iubesc partenerului după primirea declarației de dragoste, față de numai 41 de bărbați care au făcut acest lucru. N-ați înțeles nimic, cert e că și bărbații și femeile mint când spun că te iubesc, într-o proporție suficient de mare. Cuplurile se simt mult mai în largul lor în privința declarării sentimentelor după ce au făcut relația. După ce sunt împreună, toată ziua, te iubesc cu tine, o, și eu te iubesc pe tine. Hai să mergem la film. Aproximativ 4 din 10 cupluri spun te iubesc de câteva ori pe zi. Corect. Așa. Ce vreau, aveam eu pregătit aici să vă zic ceva frumos. Stai. Nu e aici. E aici. Nu e aici. Ba da. Am luat din declarația din Taina Iubirii Creștine niște sfaturi de un părintele Nicolae Tănase. Frumos. Ce sfaturi ați da pentru doi tineri care vor să se căsătoresc? Frumos. Zice, le-aș da sfaturile care le-am dat și până acum. Spre exemplu, tinerii din ziua de azi nu știu că nunțile nu se fac sâmbătă. Și zice, e bine să aflați noi asta acum, măcar că încă trebuie să spunem Hristos a înviat și ați văzut că nu o spunem. Ori nu spunem Hristos a înviat, ori nu spunem, vai mami, ce te iubesc eu pe tine. Lunea din zile săptămânii e pentru îngeri, marțea e pentru proroci, miercurea ținem post, pentru că atunci l-a vândut Iuda pe Hristos. Poate n-ați știut chestia asta, de ce ținem post în miercuri. Joi e pentru apostoli, vineri e ziua crucii, sâmbăta e pentru morți, duminica e pentru înviere. Cum să faci nuntă în ziua morților și să vrei să-ți meargă bine? Nu mai vorbim că lumea de la nuntă nu se mai duce duminică la liturghie, că dacă ține cheful până dimineață, nu-i frumos, deci faci două greșeli. Niciodată nuntă sâmbăta. Dacă vreți să ascultați sfatul unui preot, pentru că dacă vreți să faceți nunta, deci în temerea familiei, pur și simplu pentru prieteni sau pentru că așa a făcut și taică-tu și maică-ta și pentru că așa e frumos și pentru că e mai liniștită lumea sâmbăta, fă-o, dar nu asta înseamnă. Gândește-te că prima dată și prima dată împreunarea, nunta, unirea celor doi este pe un fond dumnezeiesc, este în fața Domnului, mai adevărată decât în fața lui de la primărie. La primărie și el vrea să scape de voi. Ăla e în stare să vină sâmbăta. De ce să fac nunți sâmbăta? Pentru că s-a despărțit cununia de liturghie. Știți că la un moment dat numai la biserică se duceau acolo, făceau hârtiuțele, acolo scrie. Acum cununia este la primărie, liturghia este la biserică. S-au făcut împreună. Și nu cu mult timp înainte, să făceau împreună. Acum nu se mai fac așa. De ce? Pentru că oamenii au dorit să scoată sacru și să pună în loc ceea ce este obișnuit, casnic, în societate, în primărie. Primarul sau ofițerul de stare civilă își pun o banderolă roșie sau tricolor, citesc acolo pac-pac, se face un mic protocol, apoi iau garafele, aruncă și cu confetii, pleacă, se duc la deci. Se dorește o ambianță, nu e rea, dar e altceva. În momentul în care scos cununia din liturghie și în loc de împărtășanie dai mirilor vin, în care mai moi și un pișcot, trebuie să știm foarte clar că am scos cununia din liturghie.
Așa au vrut oamenii. Așa vor și acum. Problemele apar cam la un an. Ori nu fac copii, ori fac copii, dar copilul nu știu cum e să ceartă, ori nu merge căruța, ori nu se obișnuiesc unul cu altul. De aceea există uneori probleme. Pentru că începutul e prost. Deci, tinerilor, spuneți, nu spuneți, vă iubesc, te iubesc, mami, dar faceți cununia duminica. Numai duminica este pentru așa ceva. Sigur că e complicat acum să convingi neamurile de la țară, de peste tot, că și actul acela de cununie ar trebui făcut într-o zi anumită. Preoții asta spun, faceți voi la primărie chestiunea asta, dar o faceți sâmbăta și sâmbăta este a morților. Nu începeți ceva într-o zi în care se sfârșește ceva și în care trebuie să pomenim pe acel ceva. Bun. Foarte repede, dar foarte repede, pentru că m-ați omorât cu alegerile astea europarlamentare de-ar trece o dată, zice ăsta aici, în cartea asta care îmi place mie să vă citesc mereu, Enciclopedia Înțelepciunii, câteva vorbe deștepte, care spune, nu-i poți bucura pe toți. Nu o să vedeți niciodată că toată lumea se duce să voteze cu Ponta. Orică s-ar stădui Ponta să fie deștept, sunt unii care nu-l plac și așa e foarte bine. Nu-l plac și votează cu celălalt. Deci nu-i poți bucura pe toți. Nu-ți face iluzii că vei putea mulțumi vreodată pe toată lumea. E o nebunie să crezi că le poți face pe plac tuturor. Nu te strădui, pierzi vremea. Interesele oamenilor coincid de multe ori. Nu au cum să și le vadă însă împlinite toți. În plus, cad în patima invidiei și a geloziei și au veșnic nemulțumiri, ca urmare încercând să-i mulțumească pe unii, fără să vrem îi putem nemulțumi pe ceilalți. E nebun acela care vrea să mulțumească pe toată lumea, spune La Fontaine în fabule. Nu există vreun mijloc de a mulțumi pe toată lumea, zice și un autor indian în Îndrumătorul poeziei. Cine ar îndrăzni să-și ia sarcina de a mulțumi pe oameni? Întreba muralistul francez La Bruyère. Indiferent ce vom face, întotdeauna vor exista critici. Deci criticați-mă, fraților, sunt convins că voi ați face emisiunea mult mai frumoasă decât o fac eu. Sigur că da, sunt convins. Puteți să o și faceți. Putem, în schimb, să acordăm atenție oamenilor care merită. Sunt singurii care contează. Deci ar fi bine să mulțumim oamenii care merită efortul nostru de a-i mulțumi. E interesantă chestia asta. În schimb, animalele au un spirit foarte gregar accentuat, pot să fie mulțumite ca grup, de exemplu, când îi se dă o masă bogată. Deci dacă vrei să-i mulțumești pe toți, dă-le o masă bogată. Greșit. O să zică unul, băi, ce vin mi-ai dat mie, bă, ăsta nu vin. Băi, uite, sarmalele astea nu sunt bune, băi. Băi, bă, uite, bă, ce tort, bă. Păi, dar nu așa se face tortul. Ați observat la masă, indiferent cât de bună e mâncarea, să găsește câte unul care îi spune, bă, mă, soacră, n-ai pus brei ulei în salata asta? Bă, am pus, mă, bă, ai pus, dar ai pus puțin. Îți spun eu cum să face. Proverb românesc. Dumnezeu, că e Dumnezeu, și tot nu poate mulțumi pe toată lumea. Proverbe chinezești. Inima omului, inima, nu e niciodată mulțumită. Așa cum șoarpele, de exemplu, nu poate înghiți un elefant. Proverbe chinezești, azi mai cu adâncime așa. Prăpăstiile adânci pot fi umplute. Inima omului niciodată. Ia auzi. Ăsta e categoric, că niciodată. Chiar dacă piatra s-ar schimba în aur, inima omului nu ar fi mulțumită. Băi, chinezii ăștia nu poți să-i mulțumești cu niciun fel. Proverbe englezești. Nu poți mulțumi pe toată lumea. Bă, zice eu, ce mi-e englezul, ce românul, ce mi-e elvețianul? Deșteptul ăsta de elvețian, ci că nu primește pe român la muncă. Băi, dar nu-mi place chestia asta și nu o să iert un an de zile. Merele de peste gard sunt totdeauna cele mai dulci. Cel care vrea să mulțumească pe toată lumea
nu va fi niciodată liniștit. A, avem unul. Avem unul care știe și n-a vrut să se mulțumească pe toată lumea. Ăsta, Băsescu, care e încă președinte la noi și care se bucura Ponta că o să ajungă Băsescu la butărie după mintea lui din decembrie încolo. Cred că ia țeapă mare de tot. E greu să scăpați de Băsescu. Proverba răpesc. Ai mulțumi pe toți e un țel care nu poate fi atins niciodată. Deci nu mai pierde vremea încercând să-i mulțumești pe toți. Caută să-i mulțumești pe cei care merită și pe cei care trebuie să-i mulțumești. Nu te strădui să-i mulțumești pe toți. Ceaușescu să străduia să scoată 99% la vot și când a reușit, i-au luat ăștia gâtul. Mai avem timp până pe 25, luna asta, 25 mai, duminică, mergem la vot la europarlamentare și după aia discutăm cu cine a ieșit. Haideți să fim împreună și săptămâna asta. La revedere!